Bine v-am regăsit și bună să vă fie inima, dragi prieteni și iubitori ai muzicii. Pentru aceia dintre dumneavoastră care încă nu mă cunosc, numele meu este Bogdan Curta, compozitor, cantautor și cercetător în domeniul muzical la Centrul de Cercetare Pompidou Paris, Avis Cârcotașilor, și eu știu că este un muzeu Pompidou pentru că acolo lucrez. Dar orice muzeu care se respectă, de la Louvre până la muzeele mai mici, au și un centru de cercetare. Deci, nu am timp pentru toți cârcotașii, asta e esențial. Ideea e că astăzi ne întâlnim ca să vă arăt un material excepțional. În spatele meu aveți multe instrumente Yamaha, ca de fiecare dată. Bun venit celor care sunt noi în familia Yamaha pe această cale. Vă întrebați pentru care din ele o să fie setul. Așteptați un set de Genos, o să urmeze și setul de Genos pentru că îl am aici în spate, o clapă excepțională. Dar o să fac un set așa ca și pentru mine. Seturile de Tyros deja le aveți. Acum am în spate de la un client primită pentru aranjare. Orgă excepțional, un instrument foarte performant și foarte portabil, foarte compact în același timp. M-a surprins această clapă, este vorba despre Yamaha PSR S770. Materialele pentru ea rulează fără probleme și pe PSR S970, 975, S775 și modelele mai vechi. Dar, dragii mei, haideți să vă spun un pic înainte de a vă arăta, pentru că o să avem muzică, o să avem înregistrări audio în această prezentare. Haideți să vă spun despre ce este vorba. Este vorba despre un program de muzică populară. De fapt, clientul meu avea niște seturi, seturile astea cu care vine clapa instalate. Nu era mulțumit, a vrut modificări, a vrut optimizări, a dorit mai multe style-uri și, bineînțeles, ce își dorea el neapărat registration memory, pentru că acum, hai să fim sinceri și serioși, orice profesionist lucrează cu registration memory, așa că aveți 100 de bancuri a la Bogdan Curta, bancuri de registration memory, ritmuri din toate zonele țării, ritmuri și tonuri, 100 de bancuri de registration memory, fiecare cu 8 registration pe ele, asta înseamnă practic 800 de registration memory active, multipaduri, tonuri făcute în voice editor. Programul rulează în cazul în care aveți instalat deja programul acela cu samplere cu care ați cumpărat clapa, dacă ați luat-o din România, rulează și pe baza acelui program. Are și multe lucruri în plus, din păcate suntem limitați când e vorba de clapele Yamaha PSR S770, chiar și 970, chiar și clapele un pic mai noi, 75-urile, nu au memoria pe care o are un Tyros sau un Genos și mulți clienți doresc să își păstreze pack-ul acela pentru că deja au lucrat cu el, l-au primit de-a gata când au cumpărat orga și mă văd cumva constrâns în defavoarea creativității mele și nu mi-ar plăcea să pot să ofer ceva 100% original, dar tot timpul mă lovesc de clienți care spun: bun, și ce fac cu repertoriul meu de până acum? Așa că am fost nevoit să găsesc, spun eu, un compromis de succes și să fac o combinație între programul clapei, colecția aceea de samplere pe care am reușit să o optimizez, să o modific, să adaug tonuri în voice editor și să obțin un material într-adevăr de calitate pe care să ruleze și ritmurile ei originale, da? Să nu aruncați materialul pe care l-ați primit odată cu cumpărarea clapei, dar bineînțeles să aveți și capacitatea de a vă extinde, de a avea multe ritmuri și tonuri și registri în plus, ceea ce este foarte important, cu tot respectul, dar pe partea de Ardeal erau mari probleme în seturile pe care eu le-am găsit de la clienți venind cu clapa din magazine, seturile cu care venea orga echipată. Noi săraci ăștia din Ardeal, Banat sau colegii maghiari, practic, sau Maramureș, practic nu aveam ce să cântăm. Pentru că, hai să vorbim serios, la Cluj niciodată nu se cânte nici Hora, nici Sârba.
e cu totul excepțional, nu știu, dacă ai o nuntă mixtă și atunci nu știu ce trupă știe să cânte, pentru că aici nu se cântă, asta este. Da, clapa vine, setul vine, am lucrat și pentru colegii noștri și prietenii noștri din Moldova, am dat seturi și aranjamente inclusiv colegilor de peste Prut, românilor, din România de peste Prut, pentru că Basarabia e o invenție bolșevic-comunistă. Eu cred în România de peste Prut și cred că toată România trebuie să aibă o singură capitală. Deci și ei au cumpărat seturi, am materiale foarte bune și pentru ei, dar totuși nu i-am uitat pe ardelenii mei, pentru că era nedrept. Era prea mare disproporția, erau prea dezavantajați colegii din Ardeal și inclusiv eu de lipsa materialelor și chiar și ritmurile de Ardeal aveau țambal. O să vedeți că eu am făcut niște setări chiar și pentru ritmurile cu care au venit pe cu acela. În Ardeal asta este foarte rar, se cântă cu țambal. Și muzica asta sună altfel, trebuie adaptată la fiecare zonă a țării. Dacă e vorba de Moldova, avem fanfară, putem să avem alămuri. Dacă e vorba de muzică sârbească, avem tip anume de armonică, de acordeon. Sper să vă placă ce auziți. Haideți să ascultăm și materialele. Dragi prieteni, începem prezentarea noastră. Îmi cer iertare de la privitorii, spectatorii, ascultătorii mei de suflet, pentru că trebuie să fac mențiune asta pentru târcotașii omniprezenți, de care, din fericire, nu am timp. Doamne ferește să am timp de așa ceva. Fac o singură precizare. Banda asta pe care-s notate tonalitățile, notele, nu mi-aparține, nici clapa nu mi-aparține. Al meu este Genos și Tyrosul de sus. Asta este o clapă a unui client care a avut foarte mult să aranjez orga. Bineînțeles că el, fiind toboșar de meserie, și-a pus notațiile astea, mai are și copii pe care îi învață și de aceea sunt adnotările astea aici. De asemenea, vreau să precizez de la bun început, și am mai spus asta, și o să încerc să nu repet și să nu spun de fiecare dată lucrul ăsta, dar simt nevoia să-l precizez acum. Eu nu sunt folclorist, da? N-am cum să cânt manele atâta timp cât există muzica de jazz sau blues, sau am compozițiile mele la care țin atâta de mult, la care lucrez, și eu cânt cu totul alt gen muzical. Nu-i condamn pe cei care cântă, fiecare își câștigă pâinea așa cum știe, așa cum poate, la fel cum fac și eu. Eu mă ocup de partea de programare, partea de aranjare, partea informatică, așa cum s-ar spune, creierul clapei, aranjament, mixaje, inginerie de sunet, exact ceea ce se face în fabrică în momentul în care tehnicienii, informaticienii, compozitorii de acolo pun ritmuri și tonuri și programează clapa, exact asta fac eu, numai că fac asta pentru români. Dar asta nu înseamnă, și nu aveți pretenții, vă rog, să aveți această decență, să nu aveți pretenții să urmăriți de la mine nu știu ce lăutării sau manelisme pe mâna dreaptă sau pe mâna stângă, pentru că eu am piesele mele, am genul meu muzical, și așa cum eu respect muzica altora, hai să ne respectăm reciproc. Cei care doresc să aprecieze partea asta de programare, partea de gândire, partea intelectuală a muncii, foarte bine. Celorlalți, nu știu, compătimire și mult succes. Primul rim este de la Angela Rus. E foarte frumos lucrat. Nu e om fără păcate, nu e zi fără de noapte, dar așa durere nu-i ca în inima omului. Și nu e om fără păcate, nu e zi fără de noapte,
Dar așa durere nu-i ca în inima omului. Și așa este viața, totu-i trecător. O zi ți-este greu, o zi ți-e ușor. Astăzi poate râzi, mâine poți să plângi și bune și rele la inimă strângi. Așa este viața, totu-i trecător. O zi ți-este greu, o zi ți-e ușor. Astăzi poate râzi, mâine poți să plângi și bune și rele la inimă strângi. Aici aveți solo. E gata făcut pe variațiunea 3. Bun, acum aveți partea de libero. Să vă arăt și armonie ca să mă credeți că e libero. Registrez în memorie și e lucrat. Da, dacă vă întrebați cum opresc și pornesc efectul fără ca să apăs niciun buton, pentru că mereu mă confrunt cu tot felul de întrebări, am o pedală, uite acum este oprit, acum este pornit. Un efect de mixer Yamaha, tragem prin mixer Yamaha, vi le recomand. Bun, așa cum am spus și în prezentare, nu toate ritmurile se pretează pe partea de ardeal. Și aici am făcut un etno, o să începem așa în crescendo cu ritmurile mai simple și după aceea vom avea și ritmuri foarte complicate. Un ritm etno care se potrivește tuturor zonelor folclorice ale țării și nu numai, dar cu precădere în ardeal. Făcute și variațiunile foarte bine, da? Un ritm de ardeal foarte simplu, braciul se aude foarte frumos, poate să fie folosit și ca și etno. Aici intră și pe muzică, un soi de muzică ușoară, dance, etno dance, etno cu precădere. Și aici are registrii făcuți. Păi câte birturi sunt pe drum, la tătie jinar sui bun. La tătie jinar sunt bun, bun-i și este destul, mă. Pe unde m-aș duce acasă, tătă-mi iesă birtul-n față și gândești că mă agață. Hai într-un birt să beau o bere, hai încă o bere și-ncă o bere, hai încă o bere și-ncă o bere, ui de casă și muiere, ui de casă și muiere. Într-un birt să beau o bere, hai încă o bere și-ncă o bere, încă o bere și-ncă o bere, lume, ui de casă și muiere. Foarte bun și dinamic, ritmul, păcat că eu trebuie să șed atunci când vă cânt vocal. Au dreptate cei de la conservator aici atunci când spun că pe partea de voce trebuie să stai în picioare. Eu niciodată la nicio nuntă, la niciun eveniment nu-mi permit să șed atunci când cânt la chiar și doar la orgă, dar foarte rar când doar la orgă, de obicei când și vocal.
de multe ori când numai vocal. E vorba de susținerea sunetului pe care o ai, acea coloană de aer de la diafragmă până la gură, pe care o ai atunci când cânți și care trebuie să fie puternică și constantă. Un ritm frumos de Ardeal urmează, l-am aranjat, e un ritm pe care l-am găsit în seturile voastre, suna ciudat, suna incomplet, l-am făcut să fie plin, l-am revizuit, l-am aranjat așa cum trebuie și acum puteți să mergeți și voi cu el cu fruntea sus oriunde. Mie îmi place sunetul cald, de-aia lucrez pe Yamaha, îmi place sunetul natural. Dacă ai stat lângă un braci adevărat vreodată, lângă o vioară, o să vezi că ele nu sună sticlă, vioara nu-i de sticlă, nici de plastic, vioara e de lemn, la fel și braciul, la fel și contrabasul. De-aia sunetul natural e un sunet mai rotund, e un sunet mai cald, nu e un sunet care să-ți irite urechile, un sunet bun, plăcut, poți să-l asculți ore în șir, fără să te obosească. Rămânem în Balcani. Foarte izbutit ritmul ăsta, bineînțeles că fiind în ordine alfabetică, registration memory, pentru că așa se lucrează profesional, eu am stat și am făcut registri, nu m-am uitat la ceas prea mult, chiar am stat, bineînțeles că urmează tot Balcan, pentru că suntem la litera B. Ce prin sună. Ce avem și bătăi din palme. Vedeți dumneavoastră cât de complex este aranjamentul acesta, setul acesta, colecția de registri și tot materialul. Dacă pe Balcani am stat atât, un gen care nu e neapărat principal și totuși i-am acordat atâta atenție. Ajungem acum și la Banat. Da, mulți ați dori să păstrăm ritmul ăsta, e un ritm vechi, l-am aranjat un pic pentru voi.
mândru țocul, casa înaltă, lasă-ți ușa descuiată. Ca să vin la tine în prag și să te privesc cu drag. Și acum să auzim același ritm care mie îmi place mult, cu un aranjament diferit, da? Foarte la locul lui țambalul acolo, asta pentru băieții din sudul țării care vor să cânte așa mai alale virt. Dar mai are variante de aranjare, n-o să pot să vi-l arăt pe toate, setul foarte vast, regret că nu am timp fizic. O să vă arăt aranjamentul ăsta cu saxofon. Și un sunet foarte plin, foarte mare. Picajul ăsta e superb. Dragii mei moldoveni, câtă răbdare ați avut, pentru că urmează bătuta, în sfârșit am ajuns, ajungem încet încet și pe meleagurile voastre, vom să avem și ritmurile din sudul țării și pentru cei din Dobrogea și pentru cei de peste Prut, stați liniștiți, stați pe recepție, fiți pe pace, pentru că știu că e greu să ai răbdare cu un ardelean, dar avem materiale, am materiale multe și frumoase și pentru voi. Ia uite cum am aranjat bătuta, nu putea să lipsească, o aveți în seturi, o doriți, e bine pusă la punct pe registration, astfel încât voi să luați doar orga și să mergeți cu ea la cântat, fără să mai intrați, să ieșiți, să tot căutați prin pecuri și să faceți o adevărată călătorie, o adevărată aventură înainte de fiecare nouă piesă. Ele sună un pic diferit pentru că sunt rearanjate, da? Față de ceea ce ați avut până acum.
Revenim la un tempo mai normal. Aveți acordeone aici, da? Frați maramureșeni, aici suntem și nu v-am uitat. După pui de morșan, să nu dai cu bolovan, să nu dai cu bolovan. Că dacă-l nimeri, că dacă-l nimeri, vai de capul tău a fi, vai de capul tău a fi, măi. Hai, hai, pe baierul streiță mele, pe baierul streiță mele, scrisi numele tău lele, scrisi numele tău lele, scrisi numele Mărie, scrisi numele Mărie, cu mărgele de o mie, cu mărgele de o mie. Da, măi! Ritmul de Bihor. Bineînțeles că este aici și ritmul de Breaza. Bucovina. Sau sau a doua variantă a ritmului Bucovina sunt aranjamente ușor diferite. Ceartaș adaptat pentru situații în care vreți să cântați etno-românesc. Mega Ceartaș. Thank you.
întoarcem cu un dans în Balcani. Ritmul de doină românească în toată splendoarea sa. Minunat ritm de doină. Ajungem și la doina din sudul țării. Sau etno-românesc. Thank you.
original ritm reușit de Edno. Aici avem Maramureș și aici avem Edno-ul nostru românesc. Îmbogățit aici pe variantele superioare, așa cum trebuie să fie. Un ritm de muzică populară. Braciul. Mai multe tipuri de braci pentru mâna dreaptă. Aici intrăm spre Edno. Mai multe aranjamente și variațiuni pentru același ritm, așa cum îi de bine, ca să nu ne repetăm toată nunta cântând pe aceleași tonuri. Edno Dance românesc. Acum scopul meu e să vă arăt style-urile și tonurile. Nu mi-am pregătit cât un cântec pentru fiecare style. Ideea e să auziți cât mai bine despre ce este vorba. Un alt style aranjat original nu era așa. Și aici am pus braci. Alt tip de braci. Mega Edno. Giamparaua vine la putere. Iată că ajungem și pe tărâmurile balcanice ale lui Goran Bregović. Muzică de calitate, un aranjament foarte, foarte bine realizat și muzica asta tradițională poate să se manifeste în mai multe moduri, în mai multe feluri izbutite după personalitatea și talentul sau talentul fiecăruia dintre interpreți. Așa că, dragii mei, eu vă îndemn să cântați muzica autentică. Nu e suficient să ai un microfon Neumann în față pentru a deveni solist. Feriți-vă de chici, nu aparatura, nu clapa te face instrumentist sau muzician și nici microfonul nu te face solist, ci propria ta atitudine, propria ta performanță, propria ta muncă. Foarte bine realizat. Sunet plin. Sau Hanu.
salutarilor. Sau țambal. N-ai. Hai să auzim și pe major, pentru că pe minor am auzit. Dacă observați varianta de mixaj, de masterizare, când stați lângă țambal, lângă bragi, ele nu sună, am mai spus asta, nu sună sticlos, nu sună metalic, da? Țambalul nu-i de tablă, da? Țambalul nu-i digital, țambalul e un instrument acustic, natural și așa trebuie să se audă. Feriți-vă să vă obișnuiți, deși majoritatea dintre voi, din păcate, regret să constat că v-ați obișnuit cu nefirescul. Pentru aceia dintre voi care vor să fie braciști sau să țină mâna dreaptă, un aranjament iară simplu pe același style. Un alt rim de oră, observați remasterizarea, rearanjarea lui, evitați să vă repetați cu aceleași aranjări, mai mult sau mai puțin sintetice, aranjați un rim și de 5 ori, în 5 variațiuni diferite, pentru că la piese diferite el să sune diferit, e imposibil, o orchestră reală nu o să-ți cânte exact la fel de apăsat, la fel de dur sau de moale pe 5 piese diferite, pentru că muzica e diferită, cântecele diferă. Ritmul, componenta asta digitală, programată, trebuie pregătită, pentru că organ, nefiind paternul ăsta ritmic, nefiind conștient, da, este un element automatic, nu este ca și instrumentistul care își modifică atacul, își modifică starea de spirit, felul de a aborda melodia, atunci trebuie oarecum să păcălim ritmul și să-l aranjăm noi mai moale, mai percutant, mai agresiv, mai romantic, astfel încât să alegem același ritm, să-l putem cânta, să-l putem folosi în varianta optim potrivită pentru piesa, pentru cântecul, pentru hora sau doina respectivă. Exact ceea ce vă spuneam adineauri, un alt aranjament. Aici basul e mai percutant. Sună taraf live și țambalul. Și țambalul e modificat. Aici atacul este schimbat pe aceeași secvență de ritm. Da, frați români din România de dincoace sau de dincolo de Prut, frați moldoveni, nu v-am uitat!
cinelul. Pentru cei care cântă cu mai multe instrumente, Mara Mureș sau în Ardeal, v-am făcut și un ritm așa minimalist, da? Astfel încât să existe loc pentru instrumentele voastre, indiferent cu ce veniți. Poate veniți cu un acordeonist, cu zongolă, cu chitarist, cu bracist, oricum aici aveți structura ritmică de bază. V-am pus pe dreapta un acordeon, armonie. Dar mi s-a cerut un aranjament de ritm care se ducă înspre muzica de mahala, v-am făcut și așa ceva. Muzica din localurile anilor 90. Mă rog, cu beneficiile tonurilor de acum, nu mai are cum să sune ca și pe casetele de 20 de ani. Punem pe major. Ne întoarcem acum în anii 80, acea muzică care circula pe benzile de magnetofon odinioară. Deja mergem prea mult către manele ca să vă mai cânt ceva cu mâna dreaptă, dar pentru cei interesați o să vă pleiez ritmul. Desigur, la asta trebuie tempo mai alert. Vioară aici, chitară, mandolină. Da. Un ritm oriental. Ritmul de manea de club, o să mă auziți pe mine cântând așa ceva când o să fiu eu negru din Africa. Vedeți, eu v-am făcut registrii, chiar dacă nu sunt un adept al, să zicem, genului.
sau... Shakawat și ca instrument aici. Ritmul simplu și curat de Ardeal. Aici suplimentar, deci are și style-ul. Acordeon. Braș cu vioară. De braci. Moldovenii sunt niște lăutari excepționali, oameni romantici. Moldova a dat oameni ca Mihai Eminescu, a dat oameni ca Ion Creangă, George Bacovia și lista poate să continue. Să nu mai vorbim despre Grigore Vieru, Adrian Păunescu, soții Aldea Teodorovici. Să nu-i uităm pe soții Aldea Teodorovici. De aceea pentru ei am creat un pachet mai special, am organizat niște ritmuri aranjate în mod diferit, am aranjat profund original, sper eu, ritmul acesta pe fluier, dar stați liniștiți, dacă vă place trompeta sau alt instrument, am făcut și astfel de setări, le găsiți în Registration Memory pe style-ul acesta. Am lucrat la ele, m-am ocupat de tot pentru ca voi, dragii mei, să vă luați orga, să mergeți, să cântați fără grijă. Pe style-ul ăsta, de exemplu, dacă apăsați sustainul aici, aveți acordeon, da? Cu sau acordeonul, de fapt, fără sustain, ăsta este țambalul. Țambalul cere sustain uneori. Acordeon, da? Alt tip de acordeon. Acordeon scurt, saxofon, fluier și, din nou, țambal. Deci, vă sunt lucrați registrii. Același ritm într-o aranjare un pic mai agresivă. Aici punctează acordeonul mai puternic, la unison cu braciul. Acum, eu știu că abundă clapele Yamaha în ritmuri de polca, dar am îndrăznit să fac un experiment, unul să-l aranjez mai românește, păstrându-i structura de polca, de ce nu, pentru că uneori la muzica asta modernă, muzica asta de petrecere, nu mă refer neapărat la etno, ci un fel de muzică ușoară, poate să sune ok. Sună destul de acustic. Și acum spun eu un aranjament foarte plin și izbutit, tot pe un ritm de polca pe care eu l-am făcut să meargă un pic înspre etno, cu anumite modificări.
sună acustic, parcă ar fi acolo chitaristul lângă voi. Și aici, dacă aveți o secvență de baladă sau vreți să spuneți ceva, să obținem un alt registru, un alt gen muzical, pe același ritm. Vă dați seama ce puteți face pe style-ul ăsta? Numai piese, repertoriu, imaginație și soliști buni să aveți. Un aranjament derivat din ritmul moldovenesc. Vă amintiți când vă mărturiseam că noi ardelenii suferim de un soi de țambalofobie? Ia te uite ce avem noi aici, un ritm pe care eu l-am modificat, i-am scos sambalul, dar nu doar atât, pentru că rămâne un loc gol, deci trebuie modificată structura, aranjamentul, mixajul. Sper că o să vă placă ceea ce auziți, puteți să-l folosiți și voi, băieți și fete, vreau să văd și fete la clape ce se întâmplă, băieți și fete din sudul țării sau din Moldova. Puteți să-l folosiți și voi ca ritm etno. Aici e special pentru ardeleni cu braci. Deci, în sfârșit, au și ardelenii pe ce să cânte. Și pentru că tot vorbeam de ardeal, purtata cu braci. Pentru aceia dintre voi care vor să sune un picuț mai modern și mai romantic, avem și purtata cu chitară. Se pretează mai mult pentru localuri. Aceeași purtată realizată mai tradițional. Foarte practic pentru hore și sârbe. Eu v-am pus aici un ritm de rumba, mahala, mania, puteți să o luați cum vreți. Ați auzit și registri, aveți și mandolină pe ei.
Sârba. Sârba în varianta 2. Sârbească. Supărat sunt, Doamne, ară supărat. Mult necaz este în jur, multă minciună. Iar se adună noria furtună. Dați-mi voie, dragii mei, să vă arăt un ritm foarte reușit, țigănească din Banat. Gypsy Light. Unul dintre cele mai bune colaje registration memory și cel mai folositoare. Sunet extrem de prim. Ritmul tropotita.
ritmul tropotita în varianta a doua. Verde înrourat cântec nelipsit de la toate nunțile românești în salbă cu omul bun și pomul copt să fie verde înrourat. Aici avem acordeon. Da, frați moldoveni, fanfara de la 10 prăjini și în clapele Yamaha. Normal că trompetă și pe dreapta...